Suntem la Panoramic și vorbim astăzi despre fotbal și alte daravele, cum am spune noi. De fapt, de fapt, încercăm un subiect mai estival. Abit ce s-a sfârșit campionatul european, un campionat atipic la care noi am fost participanți într-o primă fază, spectatori în mare parte din timp și am ieșit pe scut, cum se spune. A câștigat Portugalia, care n-a impresionat pe nimeni cu un Cristiano Ronaldo, dar mai ales cu câțiva jucători, chiar și Carezma, care vine din, să spunem așa, din istoria fotbalului, au reușit să facă ce făcuseră și grecii, cred eu, grecii prin 94, exact, e cam același lucru s-a întâmplat, grecii aduși de pe plajă au câștigat campionatul european, așa s-a întâmplat acum cu portughezii. Dar merită felicitați, au muncit pentru acest lucru, nu același lucru să spune despre noi care nu prea mai avem fotbal și nici n-am avea cum să avem fotbal când nu prea mai avem bani în fotbal. O să încercăm să vorbim astăzi, să identificăm unele lucruri, mai ales că în centru evenimentelor suntem și noi la Târgu Jiu. Pandurii Târgu Jiu, Continuă să aibă o situație disperată, continuă să aibă jucători neplătiți de luni bune. În același timp, s-au reușit câteva transferuri care să mai completeze lotul, care, atenție, în câteva săptămâni va juca în uh, preliminariile uh, Europa League. Deci, este cumva uh, important până la urmă ca Gorjenii să aducă ceva jucători ca să poată să facă față, să facă față cerințelor. În același timp, n-aș vrea să vă entuziasmați, probabil ați, ați, văzut, ați aflat, au fost niște rezultate bune în meciurile de pregătire, dar e mult până departe și eu nu cred că aceste lucruri vor fi posibile, adică rezultatele bune vor continua și în acest, și în acest sezon. De ce spuneam însă că suntem, merităm acest fotbal? E foarte simplu. În momentul de față, cu o singură excepție, Steaua, care nu are, la acest moment, nu are probleme financiare, dar știți că Becali când se supără, când ia câte o bătaie, spune că o să bage, o să bage clubul în insolvență. Dinamo, unde Negoiță a reușit să pună clubul pe picioare, practic toate celelalte cluburi au probleme. Unele mai mari, altele mai mici. Dar cea mai mare problemă este momentul de față: astăzi s-a și tras la sorți să zicem așa, țintarul noului campionat. Cine cu cine joacă în, în lunile acestea, în tur. Și foarte interesant, pe listă s-a aflat și Rapid București, deși echipa are o mare problemă la acest moment, practic e, e declarat falimentul, teoretic echipa ar trebui înlocuită cu alta și se pregătește Timișoara. Dar, fie că e Rapidul care e în faliment, Timișoara n-are bani, n-are jucători, UTA vrea să intre ei, dar nu prea au dreptul și au pierdut barajul pentru promovare, suntem în, în țara în care totul este posibil. De ce vă spuneam acest lucru? Suntem fără să. De, nu nu știm ce vom, ce vom putea să facem în perioada următoare, unde inclusiv echipa campioană are datorii la jucători, se bazează pe vânzarea unui jucător sau doi ca să facă bugetul. Cu asemenea fotbal, n avem ce pretenții să emitem la nivel de echipă națională și chiar la nivel de echipă de club. Jucătorii care avem noi prin Europa joacă, joacă sau nu joacă pe la echipele mari. Uh, practic avem, uh, noi prin Turcia ce mai avem niște jucători care joacă, prin, uh, prin Spania, prin Liga a doua și cam uh, prin Italia, dar nu prea joacă, Chiricheș. Avem acum un transfer care ar putea aduce dar asta, să zicem, pe o distanță de 2-3 ani, am putea avea un nisagi care să facă carieră la nivelul Italiei, este la Fiorentina, poate să-l salveze și pe Tătărușanu, care a ieșit destul de șifonat după acest campionat european, chiar dacă era om um de bază între buturile Fiorentine. În aceste condiții, meseria, uh, misiunea lui Daum, care va începe chiar la începutul lunii septembrie, cu. Uh, primul meci cu Muntenegru Grel este aproape imposibilă să facă o echipă competitivă din acești jucători. Din țară n-are ce să ia, de afară mai abitir, eventual să naturalizăm niște jucători, dar destul de greu. Aici a ajuns fotbalul pentru că uh, nu sunt bani de băgat, în același timp uh, s-a și făcut uh, cred că priza fotbalului s-a accentuat în ultimii doi ani sau în ultimul an, mai ales printr-o politică păguboasă a autorităților și mă refer aici la autoritățile juridice, DNA în special, care practic a lăsat, a decapitat unele echipe care erau finanțate de administrațiile locale. Acum nu știu dacă cât de bine s-a respectat legea, cât dacă era în regulă sau nu ca primăriile, administrațiile locale să dea banii la fotbal, dar aveam un petrolul care la un moment dat început să se imită pretenții și în Europa, aveam un ASEA Târgu Mureș, aveam Universitatea Cluj, aveam chiar și CFR Cluj, și multe alte cluburi, care erau finanțate de către primării și jucau fotbal. Aveam cât de cât un nivel al fotbalului românesc. Acum, practic, am decapitat aceste primarii respectivi, au mari probleme, care au fost sau care sunt, și echipele se zbat într-un anonimat fără jucători, cu conturile blocate, deci fără niciun viitor. În aceste condiții, ce să așteptăm de la fotbalul românesc? Poți să vină down poa să vină nu știu unul din mari antrenori pot să vină Pep Guardiola, iată că s-a dus na, poa să vină alți antrenori, oricare dintre antrenorii mari la acest moment la nivel mondial, nu cred că ar putea face mare lucru cu ce cu materia primă. Asta nu înseamnă că nu avem pretenții de la Germanul adus în fruntea echipei naționale, și în același timp o să-i se accepte foarte multe acestuia. Dar, repet, problema noastră este că fotbalul românesc nu are viitor, nu are jucători, nu are bani, nu are echipe. Dar, în schimb, o să începem să avem stadioane. De ce vă spun asta? Pe lângă Arena Națională la București se vor reconstrui în perioada următoare pentru 2020 și am înțeles că Compania Națională de Investiții este să zicem așa cu documentele la zi în stadiu foarte avansat Steaua Rapidul de stadioanele Steaua Rapid Dinam vom avea stadionul la Târgu Jiu unul dintre cele mai cochete din țară vom avea stadionul la Traieva, foarte foarte frumos și acela dar echipele vor rămâne la divi... deci chiar dacă vor fi în liga întâi nu vor mai emite pretenții. Stai și te întreb dacă nu trebuie să schimbăm o lege, să găsim o soluție cumva, să să găsim bani și pentru fotbal pentru că este spectacolul, spectacolul numărul 1. Apropo, pentru cei care n-ați uh, văzut programul, să spunem că acest campionat uh, sau nou campionat începe pe 22 iulie și se va termina tur-retur, atenție, știți că noi avem cu play-off și play-out, se va termina pe 11 martie anul viitor. Play-off-ul se va termina pe 13 mai, deci anul viitor campionul se termină în 13 mai, uh, uh, deci play-off-ul, iar play-out-ul se va termina mai târziu, ca și anul acesta, undeva prin iunie. Uh, prima etapă și o să vă spun câteva etape ne interesează, Pandurii joacă cu cealaltă reprezentantă a Olteniei cu Universitatea Craiova, cu CSU Universitatea Craiova. Nici nu știm cum să o mai numim pentru că este o mare problemă, acolo se bat pentru Palmares, Mititelu cu fece Universitatea Craiova deci are o, o primă decizie în instanță în care ar trebui să încaseze câteva sute de milioane de euro care ar permite să refacă tot și de-a, și de -a faliment federația, de deci e, e mult până de până departe. După aceea, în etapa a doua, Pandurii va primi la Severin, atenție, replica echipei campioane luastra. Pandurii va merge apoi în deplasare la Rapid sau Timișoara, pentru că, apropo de gulmea prostiei, să spunem așa. Uh, Rapidul a dat în judecată decizia de faliment, dar nu la instanța de trebuie. Până la urmă au dat, a ajuns cumva procesul ne trebuie, dar n-au avut astăzi o decizie din partea firmei de lichidare ca să poată reprezenta avocații club. Suntem în noaptea minții, efectiv, și ca să știm. Deci, practic, vom afla cu o zi-două înainte dacă Timișoara sau uh, Rapidul vor juca în Liga 1. Uh, pandurii după aceea, va, deci după ce va evolua la București sau la Timișoara, la Severin va întâlni CFR Cluj, va merge în deplasare la fece voluntari, după aceea va aștepta acasă steaua în etapa a șasea și tot așa. Deci aceste, acest program o să-l aflați mai amănunțit pe parcursul Următoarelor săptămâni, mai ales când va începe și campionatul și lumea, lumea va fi antrenată de noul. Că știți, după ce co cobor de la nivelul campionatului european, e foarte greu să te mai uiți la ei noștri, dar în același timp te uiți, te uiți că ăsta e fotbalul de, de zi cu zi și s-a anonimizat de tot, în sensul că nu mai sunt meciuri, adică să știi, bă, joacă steaua, joacă astra cu nu știu cine și e din, dinainte învingătoare. Din asta e un punct bun, dacă îți place fotbal și vrei să te uiți. Da, o să vezi cum dau cu ea în porumb, cu toate celelalte. Deci nu se compară cu ce am văzut la campionatul european sau mai ales cu spectacolul cupelor europene la un nivel mai înalt. Nici Liga Campionilor și nu mai vorbim de de, 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 Liga Campionilor. Dar, uh, în acel, în acel timp, apropo de, în acest timp, până, apropo de fotbal, trebuie să, să remarcăm un, un, lucru, că nu s-au făcut transferuri, nu avem, practic, nu avem surprize foarte mari, e un, e un fotbal anonim, un fotbal care nu atrage extrem de mult pe cei care se uită la el și probabil va fi și mai rău din acest punct de vedere. Uh, acum vreau să vă spun apropo de, de transferuri, faptul că uh, la acest moment uh, suntem într-o, să zicem, ca noutăți, așa, unele mai importante. Pițurcă, antrenor la Alitihad, uh, până la urmă, săptămâna trecută a fost dat afară și reinstalat. S-a mai produs acolo, acolo sunt mai mulți patroni și fiecare face ce vrea. Între și-a el demisia și de judecată pe, pe cei de la Litihad. După cum își face pițuri că contractele probabil va și câștiga și n-aș putea să mai spună uh, decât faptul că probabil va fi și reînscăunat la un moment dat că să nu-i dea decizia judecătorească. Știți că a mai fost, odată a mai câștigat un proces și l-a luat arabilor vreo 2 milioane de euro. Uh, apropo de uh, ce se întâmplă cu uh, în lumea fotbalului, vreau să vă spun că asta s-a anunțat uh, astăzi, să spunem, de fapt, se anunță de câteva săptămâni, dar pare să fie mai aproape vânzarea lui Alex Chipciu de la steaua la Anderlecht. De ce credeți că underlect o interesează Chipciu? găsiți prin presa de specialitate, dar vreau să vă spun că nu întâmplătorii de la o echipă care poate fi adversară. Vom afla în câteva zile pe cine întâlnește Steaua în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor și parcă, parcă mă face să cred că vom întâlni Anderlechtul foarte devreme. Iar Steaua a mai dat jucători, de adus, n-a prea adus cine știe ce. Uh, apropo de de faptul că suntem în situația, vorbeam mai devreme, de faptul că s-a făcut tragerea la surți uh, pentru el și rapid a apărut pe listă, deci practic uh, rapidul apare în listele cu care se va juca, deși nu știe dacă intră în faliment sau nu. Uh, ziariștii de la ProSport au făcut și o... Um, au identificat și problema. De ce nu a fost scos rapid în condițiile în care există o decizie de faliment? Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat marți după adunarea generală că acordă o nouă păsuire rapidului și așteaptă până pe 21 iulie, cu 24 de ore înainte de începerea campionatului, înainte să anunțe dacă echipa participă sau nu la Liga 1. Explicațiile secretarului general Iustin Ștefan au că nu e treaba LPF dacă echipa are sau nu jucători. Teoretic se poate ca de pe 21 până pe 22 iulie să se legitimeze un lot de fotbaliști cu care să se intre în competiție. Aceasta e o schimbare de poziție radicală după ce LPF înștiințase oficial presa săptămâna trecută că dacă Rapid nu iese din faliment până azi va fi înlocuită cu, pardon, cu ACS ProSport a consultat specialiștii în regulamente de la LPF și la FRF pentru a afla de ce a apărut această schimbare de direcție la LPF și a aflat că deși rapid de în colaps total, cu fără jucători în lot și cu un singur angajat în club, care n-a primit preaviz, cu 0 lei în cont și în prim proces de lichidare judiciară, nu există bază legală pentru a fi adusă altă echipă în campionat. Data de 21 iunie a fost fixată de LPF, deoarece Curtea de Apel a amânat pentru 20 iulie procesul în care se urmează să se stabilească dacă suspendă sau nu sentința. Dacă nu se prezintă la două meciuri, vor fi excluși. Dacă se prezintă cu juniorii, vor fi din nou sancționați pentru desconsiderarea competiției. Deci vă dați seama unde trăim. Deci, teoretic, nu înlocuim o să fim în situația în care începem campionatul cu o echipă mai puțin. Pe cine să aducă rapidiști într-o zi? Sau timișorenii. Dacă fac, să zicem că găsesc și aia bani, că nici aia n-au. Cumpără jucători. Fac contracte. Și nu intră în Liga 1. Doar în România se poate, apropo de instanțe și celălalt. De fapt, am început cu sportul pentru că a fost o vară fierbinte. Nu atât de interesantă pe cum s-au așteptat unii, poate și din cauza că acest campionat european a început cu contraperformanța contra României. Pe de altă parte, meciurile nu au fost accesibile ca altă dată, prin TVR întregului public din România, ci pe anumite rețele unele meciuri și asta a făcut cumva ca atenția pe această competiție să fie destul destul de redus. Au făcut însă scoruri mari, în sensul că au fost meciuri care au atras peste 4 milioane de spectatori, o cifră impresionantă, aș putea spune. În același timp, vreau să vă spun că n-au avut cei care s-au uitat la acest, la acest spectacol mediatic uriaș, n-au avut motive neapărat de mare satisfacție fotbalistică. Franța și-a făcut, a început să joace practic de prin semifinale. Portugalia a câștigat un singur meci, cred că în semifinale. Și cu toate acestea ele au jucat finala. N-am mai avut protagoniste, Anglia a plecat acasă, Olanda nici n-a fost. Ca și celelalte țări, surpriza Croației, deci Croația, deși se aștepta mult mai mult de la ea, au jucat bine în grupe, iar după ce au, au, picat cu brație surprize au fost țara galilor, Islanda. Ăsta este fotbalul la acest, la acest, moment și el ne ocupă tot timpul. Dar cam așa se putem să spunem ca să facem o parafrază după un, să zicem, un subiect celebru. E, vreau să vă spun însă că Uh, trecem puțin la tenis, mai ales că la București începe, a început de fapt uh, tureu, turneul uh, de tenis care îl găzduiește România. Și o avem printre protagoniste, și pe Simona Halep, care chiar la această oră știu că trebuia să joace. Uh, apropo de Simona Halep, uh, avem. Uh, s-a băgat într-un scandal care nu era ali. Simona Halep a fost deranjată de faptul că delegația noastră la, la Rio, la Jocurile Olimpice, se aștepta ca ea să fie portdrapelul delegației româniei sau Cristina Neagu de la Hambal, delegației româniei la, la Rio. Până la urmă, și mi se pare corectă poziția celor de la Comitetul Olimpic Român, a fost să se dea, să fie por uh, unul dintre sportivii care au mai câștigat uh, medalii și s-a dat uh, gimnasticii, mai ales că gimnastica nu, nu este calificată uh, oficial. Cătălina Ponori este por drapel. Și Simona Hale a ratat ocazia să tacă din gură. E blondă, deci vă dați seama că e explicabil cumva faptul că s-a apucat să dea din gură fără să o întrebe nimeni. E, aceasta a permis însă să șoia în sensul că toți au mai mulți sportivi, mai mulți ăsta -au, uh, au făcut o destul de destul de urât uh, asta. Uh, și anume uh, uh, un uh, Doru Dumitrescu Chirva și Chirvase, uh, Marian Chirvase a fost hocheist la Steaua cu mult timp și a făcut timp pentru un atac dur la una din cele mai bune sportive ale României după ultimul deceniu. Și spune așa Marian Chirvase, citim, de foarte mult timp pe a trebuia să meargă la un psiholog, are mari probleme cu cap. uite-te cum acum de exemplu nu vrea să meargă că nu știu ce o înțeapă, merge toată lumea, ea nu. Deci figurile astea de 2 lei deranjează. Uh, Doru Dumitrescu, un regizor, bă, nu ies că n-am prea auzit de el, dar nu contează, are însă o exprimare pe care o dăm cu de el să spunem că aparține comentariul acidalului lui Doru Dumitrescu, cităm Prosportul, spune despre Simona Halep, cităm, este o vacă, când pierde, își dă antrenorul afară, o needucată. Încheia citatul. Bun. Ce legătură are asta cu faptul că și-a dorit să fie purtătoarea de drapel a României la Rio? N-am prea înțeles. Ar, uh, atacuri suburbane la adresa Simonei Hale până la urmă, este este cel mai mediatizat uh, sportiv din, uh, din România, pentru că ea adună nu mai că face mulți bani, dar apare foarte mult pe televiziuni, chiar dacă nu face performanțe deosebite, este numărul 5 mondial. În ce spor putem spune noi că deținem poziția a 5, -a, să spunem așa. În același timp, i a greșit faptul că a spus ce credeți, s-a trezit cu gura deschisă mai degrabă. În același timp, deși Cătălina Ponor și Marian Drăgulescu, cei care au și dat primele replici, au și ei dreptate au o istorie în spate, nu știu cât mai reprezintă ei în prezent pentru sportul românesc. La vârsta lor, cu ani în urmă, marii sportivi ai României se retrăgeau. Dar acest scandal, nu știu dacă ne face, nu știu dacă ne face, nu știu dacă ne face bine. Uh haide să abandonăm sportul, e vacanță, e plăcut, vă spuneam, începem, vom intra în forță în, în întrecele sportive, chiar dacă e vară, practic, sfârșitul de iulie aduce foarte multe, multe care se iau, dar în special fotbalul revine, la, revine și pe televiziuni. O să ne referim la câteva evenimente foarte importante, cel mai important, cu siguranță este fuziunea aceasta surprinzătoare spune unii între PMP Partidul Mișcarea Populară și UNPR surprinzătoare ar spune unii de ce? Dacă ne gândim, dacă ne gândim cum a apărut UNPR-ul cu vreo șase ani în urmă ar trebui să ne dăm seama că s-a întors la matcă de ce? Une ul a fost creat de Traian Băsescu pentru a susține guvernarea uh, interesului național al, al PDL sau PD-ului, pardon, la acel moment. Uh, practic s-au întors, ac întors acasă une periștii adevărați care au mai rămas. Pe de altă parte, uh, eu aș mă întreb dacă n-ar avea vreo legătură când ziua când s-a anunțat fuziunea prin absorție între PMP și UNPR, atenție, s-a luat și o decizie favorabilă lui Nicolae Onțanu, numărul 2 în UNEPR, aceea de a fi eliberat din închisoare. Știți că se află de câteva luni bune în închisoare după ce, după, pentru un dosar de mulți ani în urmă. S-ar putea să aibă o legătură. Nu știu de ce, dar uh, ar putea să, să fie o legătură. Uh, în același timp, uh, aș vrea să vă spun: alegerile locale au scos la iveală diverse personaje. Uh, de exemplu, această persoană, Cloti Armand, uh, cea care candida la București la sectorul 1 și era gata, gata să câștige primăria a devenit o persoană publică extrem de interesantă, aș putea spune, cu atacuri și la PSD, și la PNL, și la orice. Ne dă lecții, ne asta, dar este un personaj destul de, de ciudat, aș putea spune. Și foarte prezentă, în media, mult mai prezentă, deci, practic, n-a să nimeni dea de până la alegerile locale, iar acum nu mai e loc dea de pe toate televiziunile, pe toate emisiunile de știri. Nu știu dacă are ceva să ne spună, mai ales că am înțeles că e amestecat în niște afaceri mai puțin uh, uh, se întâmplă lucruri, e, uh, deci, e de neluat seamă până la urmă. A fost... Uh, funcționarii publici, salariații din primării, au avut diverse greve, se vorbește în următoarele săptămâni chiar de o grevă generală și te aștepta că guvernul să ia și în seamă. Ministrul Muncii Dragoș Păslaru a precizat că salariile funcționarilor publici nu vor putea crește până anul viitor. Reacția lui Păslaru vine după ce peste 30.000 de salariați din primării și consilii județene amenință cu greva generală în perioada următoare. Ministrul Păslaru a explicat că vechiul proiect și propunerile sindicaliștilor nu sunt sustenabile, iar statul nu are bani pentru a satisface toate revendicările salariaților din administrație. Spune el, este vorba de o lege care ar putea să înceapă să fie aplicată începând cu anul viitor și ca orizont de timp ar trebui să meargă până în 2020-2025. Întrebat de ce durează așa de mult timp, ministrul a explicat că actul normativ care există avea un impact bugetar care nu e sustenabil. Bine, nea ministrul ăsta ne-a spus că nu știe cât salariați sunt în primării, că nu știe ce salarii au ăștia, dar în condițiile respective totul salariați la stat. Să n-ai o evidență, e mare problemă pe la noi prin România, nu? Și mai interesant este însă altceva. Faptul că uh, România este sat fără câini din acest punct de vedere, și tot vorbeam mai devreme de faptul că administrația aceasta care tot a făcut și grevă e într-o într situație mai ciudată. Uh, cred că aici a trebuit să înceapă reforma. Bine, continuăm și cu celelalte sectoare bugetare. De ce vă spun acest lucru? În, în acest moment dacă te duci într-o primărie, pentru cea mai mică hârtiuță ai, trebuie să traversezi un calvar efectiv. Prin nu știu câte servicii, nu știu câte semnături, ca să nu vă mai spun că știți, funcționarul are și el concediu. Dacă nu are concediu, are liber. Dacă nu are liber, e plecat în, pe teren. Știu ei anumite primării, poate o să vă spunem mai mult despre primăria de la Săcelu, de exemplu, unde dai cu tunul câteodată ca să găsești un salariat, dar în fine, o să revenim asupra acestui subiect. Uh, și alte, uh, deci acum deja a venit vara, e cal, toată lumea e pe teren, dar toată lumea e în vacanță, nu? Uh, și foarte interesant, dacă vă duceți pe la piscinele importante de aici, din, din orașul de pe Jiu, tot e sezonul, nu? O să întâlniți foarte multe personaje uh, cunoscute de la televizor sau altceva, dar personaje care la ora respectivă ar cam trebui să fie la serviciu. Dar sunt la plajă, ori fiind concediu toți, dar îi vedem în zi lucrătoare și în iunie. Și în iulie, și în august, cam mare concediu. Acum sunt rău, dar am semnalat o stare de fapt ca să nu se mai mire oamenii că de ce, ce nu-i găsesc pe respectivii funcționari, poate chiar și șefi, la, să presteze la, la serviciu unde, unde sunt. Nu se întâmplă acest lucru, asta e ce să... Dar ne plângem în continuare. Uh, vreau să vă mai spun un lucru apropo de uh, ce se întâmplă în România. Vedeți că, să zicem așa, vacanța are efecte asupra tuturor, căldura la fel. Uh, toată lumea are nevoie de o perioadă de relax, dar până, până la ea să mai remarcăm un, uh, un, uh, un lucru. Uh, Că știrile încep încet, încet să nu mai fie senzaționale. Practic, avem senzația încet, încet că și, și DNA-ul intră în vacanță, toate, toate instituțiile, practic, vor avea un regres și timp de, cum spuneam mai devreme, o lună, așa, în orice caz, cel puțin câteva săptămâni, toată lumea va fi preocupată de un singur lucru să-și cum își petrece concediu sau oricum vacanța dacă e vorba de copii sau tine de concedii cei care sunt uh, salariați. Dar nu putem să nu remarcăm apropo de aceste lucruri că se întâmplă și lucruri interesante pe, pe, prin România nu atât de importante, cum spuneam, și nu atât de interesante cum ne-am așteptat în această perioadă, pentru că spuneam lumea începe să se pregătească de vacanță, o lovitură cu siguranță este este această acest anunț al lui Traian Băsescu privind fuziunea a Unei pereului. Pe de altă parte, uh, uh, remarcăm un, un, lucru, astăzi au fost publicate și rezultatele la bacalaureat și avem o primă reacție interesantă și anume, rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marinel Pirtea se numește el, spune așa, deci consideră că rezultatele obținute în acest an la examenul de bacalaureat arată că este cazul ca autoritățile să aibă în vedere acordarea unei mai mari libertăți de decizie unităților de învățământ până la ideea introducerii examenului de admitere, iar liceele să aibă libertate în stabilirea cerințelor conforme cu strategia lor educațională, proces care ar conduce la o selecție mai eficientă a elevilor. Rectorul Universității Timișoara spune că, în opinia sa, problema acestă multe alte modificări în abordarea învățământului preuniversitar. Bine, când rezultatele n-au fost strălucite, nici nu ne așteptam să fie. Procentul la nivel de țară e vreo 66%, mai bun ca în alții ani. Faza este următoarea. cine e vinovat? Avem o problemă la acest moment. Toată lumea dă vina pe altcineva. Dacă o să întreb pe cei din un preuniversitar, datorită faptului că nu avem performanță, că elevii sunt slab pregătiți, cei din preuniversitar dau vina în general pe mai tinerii profesori care vin acum de pe băncile facultății cu un bagaj minim de cunoștințe și mai ales cu, pe partea pedagogică. Dacă vorbești cu cei din. Deci asta, dacă vorbești cu cei din universitar, ei se mai se plâng de altceva. Spun așa, domne, materia primă de vine din licee este foarte slab pregătită și noi nu putem obține performanță cu tinerii respectivi. Cred că adevărul ar fi uneva la, este la undeva la jumătate, dar cu siguranță că și în învățământ și în alte sectoare, după cum se vorbește la acest moment, trebuie făcute schimbări. Schimbări majore, am putea să spunem, mai ales că tot vorbim de o nouă lege și pe care n-am n-am făcut-o, tot dăm pe schimbările legislative, dar în același timp trebuie să Uh, trebuie să lămurim uh, uh, trebuie să lămurim anumite lucruri am primit între timp și niște mesaje unul dintre ele ne spune că n -avem, nu vom mai avea fotbal la Târgu Jiu și că vom folosi stadionul pentru da, pe, vom folosi stadionul pe post de mol da, nu e exclus, după cum e proiectat s-ar putea să facem și un mall adiacent acolo Uh, interesant uh, această remarcă a cuiva uh, mergem uh, uh, apropo că am ajuns la sistemul de învățământ și la tarele lui uh, rezultatele în momentul de față ne arată uh, ne arată faptul că uh, foarte mulți tineri rămân în afara sistemului și de ce vă spun acest lucru sunt 46 6 4, de, mii de tineri care nu s-au înscris la bacalaureat din absolvenții anului acesta. Mai avem adunat, cumulat pe ultimii ani de când bacalaureatul se dă într-o altă, într-o altă formă, mult mai serioasă, avem vreo 700 de tineri care, deși au terminat liceu, n-au dat bacalaureatul sau n-au promovat bacalaureatul. Deci, practic, dacă adunăm cu cei de anul ăsta e o cifră impresionată de tineri care nu au nici măcar studiile medii absolvite. Ce facem cu această forță de muncă? Deocamdată îi ajutăm pe alții, sunt prin Anglia, sunt prin Spania, sunt prin Italia și peste tot. Unii, iar alții sunt pe acasă, probabil, în sensul că angajările nu prea văd prin agricultură sau ceva de genul ăsta, că nu prea văd cum ar putea să fie să angajezi tinerii respectiv decât necalificați, dacă n-au nici bacalaureatul. Pe de altă parte, nu reușim să concretizăm nimic din ce ne-am propus să facem pentru educația sau pentru planurile de viitor. Nu avem o strategie, nu știm ce va trebui, ce am putea să facem pentru anii următori. Nu știm unde ne ducem. Cum spuneam și am mai spus în, și în această emisiune, și în altele, vorbim de strategii de dezvoltare, dar sunt doar hârtii, pentru că nu. Știm ce ne așteaptă, nu știm ce vrem să facem, nu ne orientăm spre o anumită direcție. Dar asta nu vom face nici, nici prea curând, pentru că chiar Uniunea Europeană este la momentul unei, deci la moment de răscruce, dovada cea mai bună fiind Brexit-ul din, din Anglia. Și atenție, abia acum s-a aflat că procesul de ieșire din UE ar putea dura șase ani după cum spune ministrul britanic de externe. Deci nu va fi unul de de durată scurtă, practic nu vom vedea schimbări esențiale în perioada următoare, ca să nu mai spunem că asta estompează cumva și dorința altor țări de a supune la vot dacă mai vor să rămână în Uniunea Europeană sau nu. Haideți să facem așa o trecere în revistă, apropo de totul de învățământ, suntem în situația fericită că la Gorj n-am avut niciun liceu care să nu fi avut măcar un promovat, dar avem un liceu cu un singur promovat, e vorba de liceul din Stoina. La nivel de țară sunt patru licee din Constanța și unul privat din Petroșani care au avut probabilitate zero. Deci, interesant acest lucru apropo de rezultatele de la, de la Dacă până la ora 20 se depun încă contestații în cele 500 și ceva de centre din țară, ale nemulțumiților, urmând ca pe 16 iulie să afișeze rezultatele finale rezultate care vor arăta la fel ca acum, adică practic nu se câștigă sau nu se pierd nu știu câte, deci procentul rămâne cam același. Deci câțiva tineri vor fi fericiți, iar alții vor rămâne în continuare nefericiți și vor aștepta anul următor să-și încerce din nou șansa. Asta pentru unii, că pentru alții deja nici nu se gândesc la examenul de bacalaureat, ia calea străinătății, după ce statul român a cheltuit cu ei ani de zile. Acum problema e următoarea. Unii dintre tineri nu-i interesează de a bacalaureat. Adică zice, băi, eu plec afară, n-are rost să mai mă stresez, să dau examen, să mai învăț, când eu mă duc și muncesc, nu știu, zilier, muncesc pe nu știu unde, într-un restaurant, nu știu pe unde. Dar există și foarte mulți tineri care le e frică de acest examen, știu că sunt slab pregătiți și atunci n-are rost să spun că nu-și nu propun să mai ia acest examen. De văzut ce se poate face, s-a tot vorbit, s-au demarat și în alte județe programe de pregătire specială pentru tinerii care dau bacalaureatul, Deocamdată sunt foarte multe proiecte și puține realizări. Uh, uh, pentru că spuneam că răsfoim știrile mari și care vor uh, afecta cumva să zicem evenimentele din, din următoarele luni. Aș putea să spun, în, în sfârșit, am văzut și o reacție avocatului poporului care se impunea. Nu știu dacă ați văzut în ultimile zile o campanie de presă pe un post național pentru situația nefericită a unei fetițe care a cărei mamă este arestată de peste un an a, pentru că a furat mâncare, ca să și ca să își întrețină fetița. Ea stă în închisoare de peste un an, în timp ce vedem pe care au furat cu milioanele de euro, nu li se întâmplă nimic, e, au cel mult arez la domiciliu și procesele trenează cu ani. Dar în fine, asta Avocatul poporului anunță că s-a sesizat din oficiu și efectuează o anchetă în cazul minorei Ana Maria, în vârstă de 9 ani, a cărei mamă execută o pedeapsă privativă de libertate la penitenciarul Târgșor întrucât a furat alimente din supermarket. Este vorba de Gheorghița Iodache, femeia condamnată la trei ani de închisoare cu executare pentru furt, după ce a recidivat și pentru care uh, inclusiv postul antrenat 3 a cerut grațierea pe motiv că a furat o bucată de cașcală pentru fica sa. Uh, mi se pare. Uh, mi se pare o decizie înțeleaptă a celor de la avocatul poporului. Iată că se. Uh, femeia respectivă, chiar dacă nu înseamnă că trebuie să încurajăm asta, merită să fie, să iasă măcar să-și aibă grijă de, de, fetița, de fetița sa. Uh, apropo de subiectele din, din învățământ, n-am avut emisiune săptămâna trecută, fiind implicat într-un alt proiect, vreau să vă spun că nu e normal sau nu este posibil în România să avem ce s-a întâmplat săptămâna trecută, și anume a fost o creștere fantastică la evaluarea națională la o medie. N-au crescut foarte multe medii, dar printre ele, după recorectare la evaluarea națională, dar trebuie remarcat că au fost și diferențe foarte mari cel mai mare plus la matematică l-a obținut o fată din Covazna, de la școala, nu ce caz, un nume maghiar, a avut notă inițial 2.30 și a ajuns la cea finală de 7, pentru că nu se, deci nu se corectată ca lumea. Au mai fost și alte note foarte de au crescut spectaculos și au preluat presa, ceea ce presupune că e nevoie de un corp de evaluatori. Avem examene, avem de toate, sunt camere, sunt, e supraveghere, nu avem însă uh, nu avem însă o altă problemă foarte importantă, nu avem oamenii pregătiți care să facă și acea evaluare. Uh, ar mai fi multe de spus, cum spuneam, printre altele, faptul că uh, până la ora 20, cei care nu sunt mulțumiți de note care le-au luat la bacalaureat, pot să facă aceste contestații. Au fost 10 centre în Gorj care une s-a dat examen, deci mai aveți câteva minute în care puteți să ajungeți dacă n-ați făcut contestație și doriți să faceți acest lucru. Cu siguranță, sâmbătă se vor afla rezultatele, rezultatele finale. Terminăm emisiunea într-o notă, ne întoarcem cumva la sport, mai ales că suntem în, în prag de începere a unui, a unui nou campionat și ne dorim ca la Târgu Jiu să se joace să se joace fotbal. Spuneam acest, acest lucru. Sunt în în Gorj și în țară echipe care o vor duce foarte greu, printre care și gorjeni. Dar să ne dorim să fie bine, și până la întâlnirea viitoare, mulțumesc pentru atenție. La revedere!